Școala Magnum Dance Reșița reia cursurile de dans și organizează clase noi de cursanți, atât pentru copiii cu vârste cuprinse între 4 și 15 ani, cât și pentru adulți dansatori. La noi la școală, cursurile de dans pentru copiii mici îmbină disciplina, învățarea și dezvoltarea fiecăruia cu multă distracție și veselie. De asemenea, copiii mai mari învață ce înseamnă munca, pasiunea și rezultatele pe care ni le aduc acestea. Nici adulții nu se lasă mai prejos, ei dansează săptămânal și învață să se deconecteze de viața cotidiană și să se relaxeze. Școala Magnum Dance, deja cunoscută în cele trei orașe unde își desfășoară activitatea, Reșița, Caransebeș și Oțelul Roșu, organizează cursuri de dansuri pentru copii, mici și mari, dansuri distractive, de societate, dans sportiv și de performanță. În gama de dansuri pentru adulți, fie pentru ladies, fie pentru perechi, se regăsesc dansuri de societate, cum ar fi vals, tango, blues, disco fox, cha-cha, samba, rumba, bachata, salsa, kizomba, dar și folclor de diferite naționalități, coreografii pentru dansul mirilor, cam tot ce trebuie să știi ca să dansezi la un party reușit, la o nuntă, majorat sau la un revelion. Luna septembrie ne aduce pe toți la școală, în sălile Magnum Dance. Pentru înscrieri, contactați-ne la numărul de telefon 0745-210-421 sau urmăriți Magnum Dance Reșița pe rețelele de socializare. Ne găsiți în Caransebeș, Reșița și Oțelul Roșu. Dragi prieteni, bună ziua și bine v-am găsit în cadrul emisiunii Oameni și Fapte și, așa cum spune și titlul emisiunii, despre ce putem noi să vorbim decât despre oameni și despre faptele lor. Și pentru că suntem cumva într-o perioadă premergătoare a campaniei electorale, când vom avea anul acesta 4 rânduri de alegeri, noi vrem cumva, pentru că este weekend și suntem în preajma Sfintelor Sărbători Pascale, să schimbăm registrul și să avem alături de noi oameni care iubesc tradiția, iubesc folclorul, iubesc cântecul popular, oameni pe care și dumneavoastră la rândul noastră iubiți, pe unul mai mult, pe altul mai puțin, pentru că a plecat din țară, l-au dus pașii vieții în altă parte, însă datorită lui Ștefan Isacăr îi spun bună ziua și bine ați venit la noi în emisiunea astăzi. Bine, și nu e prima dată. Bine, îl avem bine alături așadar datorită lui Ștefan Isac și pe domnul Craia Plaj, sau putem să-i spunem Braș Claia, pentru că acum îl întrebam înainte să intrăm în emisiune care-i numele și care-i prenumele, pentru că sunam în două ca nume de familie. Domnule Craia Blaj, bună ziua! Bună ziua! Bine v-am găsit! Pentru prima dată la noi în emisiune. Da, și mă bucur foarte mult că am v-a tras de mânecă, nea fănică. A zis, haide la Cornelia, pentru că avem de sărbătorit astăzi. Ca întotdeauna, noi ne cunoaștem de un veac, să zicem așa, știi? Și mi-a propus, haide, Blaj, să facem ceva, pentru că am rămas noi ultimii din grupa care a fost în timpul, știi? Ultimul atunci dinozaur, se spune, nu? Da, și atunci... Neafănică, aveți emoții. Știți, Neafănică, nu știu dacă v-am aduceți aminte, dar noi, Oameni și Fapte, emisiunea asta care o facem aici la Doru Călina, în studioul TV Caransebeș, am deschis Oameni și Fapte, cred că acum 4 ani de zile, Doru, 5 ani, nici nu mai știu, cu o emisiune cu dumneavoastră. Da. Ați fost primul nostru invitat. Și țin minte că atunci am avut la vizualizări și după aceea, așa cum se vorbește de acea emisiune, peste vreo 60.000 de vizualizări. Așa și ziceam, dar ce poate să spună Neafănică atât de multe încât să atragă oamenii să se uite la emisiune? Oameni din întreaga țară, pentru că vorbeam noi în zilele trecute că v-au sunat oameni de prin Bistrița, de prin, nu știu, ce-mi spunea? Dar și din străinătate, Republica Moldova, din Serbia, din Spania m-au sunat
Și s-au bucurat. Că v-au văzut. Și cred că și acum, dacă se uită, o să ne vadă. Și le mulțumesc celor care au văzut anunțul nostru, că au fost peste 100 de... Acum m-am uitat pe telefon, au fost peste 100. Și vreau, doamna Cornelia, să le mulțumesc tuturor care au îndrăznit să ne felicite pe amândoi. Că acolo... Și le-am spus, uitați-vă la... V-au felicitat chiar înainte de emisiune, exact. Să vedeți acum la emisiune. Le-am spus, uitați-vă mâine la ora 3, că o să ne vedeți în direct. Ne și noi mai avem un motiv pentru care v-am chemat în studio astăzi aici, pentru că dumneavoastră în acest an aveți 60 de ani de activitate. Da. Activitate artistică, cred că sunt 60 de ani de când ați înregistrat prima melodie. Da. La televiziune. La 1964. 64, da, da. Cu ansamblu de la Arad, a școlii care a fost. Și nu era televiziunea asta, era pe Molier. Redactor era Teodora Popescu, care prima redactor în muzica populară, Teodora Popescu. Când am avut alte filmări cu domnia sa, i-am adus aminte, zic, doamna Teodora, nu știu dacă vă aduceți aminte, în anul 1964 a venit un ansamblu de la Arad și era pe Molier, dumneavoastră era stânără, frumoasă. Mă aduc aminte, dar te rog să mă crezi, dragă Isaci, că nu te mai recunosc. Zic, eram tânăr, doamna Teodora, eram tânăr. Eu și cu încă o colegă, da. Și uite, a trecut timpul. 60 de ani de activitate. Da. Activitate în slujba folclorului, domnule Ștefan Isac. O activitate pe partea asta de profesie, pentru că pe lângă cântăreți dumneavoastră v-ați văzut de drumul vieții, ați absolut. Fost primar absolut, în sat la Căvăran, sigur, ați fost sigur. Președinte la Comitetul de Cultural la Slatina Timiș, la Slatina Timiș, da, de care depindea Ilova, unde v-ați născut sigur, dumneavoastră. Sigur, da. Deci sunt ani de zile de activitate și cred că aveți vreo 20 de când sunteți la pensie, sau cât, să nu zic așa, cât aveți? În 2010. Nu bași 20, dar vreo aproape 15 ani de pensie. Îi dau și eu 5 de la mine, ca să fie 20. Îi dau și dumneavoastră. Vreau să-mi spuneți ce vă aduceți aminte, cum v-ați cunoscut, cum ați luat legătura, ați fost amândoi la ansamblul Doina Banatului sau cum v-ați Doamna cunoscut? Doamna Cornelia, eu cu Blaj am fost colegi la școala generală de 7 clase de la Slatina Timiș, că atunci erau 7 clase. Noi am fost colegi de clasă. După aceea ne-am despărțit, fiecare a mers pe drumul separate. Ca după aceea să ne reîntâlnim când s-a înființat ansamblu Floare Bănățeană a OCL-ului. Eu eram cu sindicatul la OCL, pentru că eram sindicatul lucrător din comerț și eu lucrând la CLF-ul, eram toate aici la CLF-ul, erau lucrători din comerț. Și Blaj era, lucra la ei, la OCL. Era în funcționare. Deci, practic, noi sunteți din Slatina, noi din Ilova. Da. Comuna era la Slatina Timiș. Slatina Timiș, da. Eu m-am măritat la Slatina. V-ați măritat la Slatina? Da. Pentru că soția mea era din Slatina, da. Era vecin cu cu familia lui Blaj acolo. Numai că eu eram mai jos, familia lui Blaj e sus în geal acolo. Și așa v-ați cunoscut, așa la primele bine, prin noi ne-am cunoscut de clasa 5-a, că am avut activități și la școală. Uh-huh. Am avut un cor cu care am luat locul 2 pe regiunea Banat, la Timișoara. Deci erați coriști amândoi. Sigur. Atunci la echipa de dansuri care a fost... Blaj era la echipa de dansuri muzică populară, eu eram la echipa de dansuri țigănești, diriginta noastră mi-a făcut dansuri țigănești și acolo avea și parte solistică, cu Piranda, cu nu știu ce care... Și după aceea am plecat fiecare pe drumul lui. Ne-am întâlnit la OCL-ul aceea, după la ansamblu Semenicu am dat examen. La Semenicu a fost pentru dansatori și pentru muzicanți instrumentiști. Am avut 3 soliști la Semenicu. Au fost Maria Tudor, Valeria Colojoară și Irina Dorobanț, una de la Reșița. Blaj, imediat, calitățile vocale s-a văzut, s-a atașat ca solist vocal. Eu am rămas ca dansator. Deci așa ați început, ca dansator prima dată? Amândoi am fost ca dansatori, sigur. Și până când a venit Macrea, de unde a predat Sibiu,
aveam înregistrări la Radio Timișoara și Macrea au venit cu o pereche de un băiat și o fată de la ei, Bogorin, și cu acordonistul Bordeianu. Și după ce a terminat predarea dansului, pe scenă a fost un chef. Acolo pe scenă, eu am început să cânt cu Bordeianu, ta-ta-ta-ra, și zice Macrea lui Bordeianu, măi, Vrișcule, ai fetele astea de la Doina Banatul, de ce? Uite, Fănică, poate să fie solist vocal. Bordea fierta, zice, gata, Fănică. Că atunci noi eram ansamblu de amatori. Putea să lipsească un dansator. La ce-ați cânta pe scenă, vă mai aduceți aminte? Atunci, la început. Da. 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 Mândra mea de la Ilova? Mândra mea de Ilova a fost puțin mai târziu. Dar a fost o doină. Doină. Și pe cealaltă. Nu a fost crescută mândra la Ilova. Nu a fost crescută până, da, până la Fănică să prindă putere. Și pe cealaltă știu că e vară. Era o doină. Am vrut să vă ofredonați, dacă vă mai aduceți aminte, de atunci primele... Da. Și pășeam și eu că-i vară, cu scos mândra pat afară. Au și toamna când o venit mă, ia patul o părăsit mă. Nu pot să cred, m-a adus aminte de 60 de ani în urmă. Da, pe ăștia rămân, pe ăștia rămân. Pentru că vă dați seama, mă gândesc că de-a lungul vieții ați învățat zeci de cântece, sunt, versuri, textele, să le știți, ce puțin în liniile melodice. În Radio București sunt până la 100, radio și televiziune, până la 100. Dar deci aveți înregistrate în jur de 100 de piese la radio și televiziunea română, că e la București. Numai la română, da. Dar m-a sunat un redactor de la radio, și mi-a spus, domnul Isaac, 9 din melodiile dumneavoastră le-am băgat în fonoteca de aur. Pentru că celelalte le dăm deoparte, că vin tineri. Așa cum am făcut cu dumneavoastră când ați debutat, am scos pe ăștia bătrâni, i-am dat deoparte, că așa merge. Că... Deci cele mai consacrate melodii, 9 melodii, rămân, da, sunt în fonoteca de aur. I-a spus, domnul Aurelian, pentru mine era bucuria și numai 3 melodii dacă erau în fonoteca de aur. Dar mă bucur de suflet că sunt 9. Pentru că ăștia 3, dacă erau, sau ăștia 9, ăștia rămân nepoțul lui nepoț să le asculte. Ne întoarcem la domnul Craia Blaș, pentru că vreau să-l întreb pe unde l-a purtat viața, pașii vieții, pe unde v-a purtat domnule Craia Blaș. Ce frumos sună, un nume melodic așa, Craia Blaș, da. Dacă vă rămâne întipărit așa. Pentru că vă lăuda foarte mult Neafănică zilele trecute, zice Cornelia, dacă rămânea în Caransebe și omul ăsta era voce de aur pentru Banatul Montan. Ați mai cântat, v-ați dus mai departe, ce ați făcut? Ați plecat, cred că, cu ansamblu pe dincolo. Cum s-a întâmplat? În ce perioadă? Cu ansamblu semenic până în 74. Am fost într-un turneu în Anglia și pregătirea am făcut-o din țară, adică... În 74? În 74, da. Înainte de 74, atunci m-am consacrat mai mult la Semenicu, am cântat acolo și după aceea, în 70, când s-au făcut modificările, când s-au șters orchestrele astea mari, atunci s-au format orchestre mai mici. Și atunci am dat concurs la ansamblu Hațigană din Hunedoara, unde am stat 3 ani de zile până în 73. Și după aceea... Cu carte de muncă, cu tot acâmul. Da, bineînțeles. Da. Și ce erați? Cântăreți? Cântăreți. Nu mai cântăreți. Că de aia, la dansul, nu prea ne potriveam mai cu țara profesor, Hațegului. Am fost acolo unde m-am consacrat și am avut ocazia să am, cum să spun, mari dirijori ca Bebe, asta, Oprea Paraschiv. Paraschiv, da. Da. Și atunci am avut și foarte mulți cântăreți de valoare ca Irina Loghi, au cântat cu noi Ion Cristoreanu, și te formezi, precum Benone Silvescu, te formezi acum, asculți, tragi cu urechea la fiecare nea. Și după aia, în 73, am venit din nou la Caransebeș și domnul Voldea m-a trimis la Maria Tănase, unde am câștigat un premiu foarte bun. La festivalul Maria Tănase. Festival, da, și am luat, sunt laureat al festivalului Maria Tănase, după aia am fost la Floare Băcăoană, acolo iar am câștigat un premiu, iar laureat ne. Și atunci am luat și premiul tâi pe țară la cântarea României.
Cât de importante erau premiile astea? Că acum parcă nu se mai pune așa accent pe ele. Stimulant. Nu era bănos. Nu era bănos. Era pentru orgoliu personal, pentru mândria personală. 800 de lei ați luat atunci. Țineți minte, cât vorbim de 50 de ani în urmă sau când? Mai aproape 74. 50 de ani aproape. Da, sunt 50. 50 de ani. Da. Și erau bani mulți atunci, la 800 de lei categorie. Cum să nu? Era salariul 200 de lei când era 1 mai sau 23 august, în Ceuș, mâncai mici și beai bere pe săturace. Cu 100 de lei. Cu 100 de lei. Da. Și așa am început activitatea mea. Și atunci, în 74, când am plecat în Anglia, bine, înainte de Anglia am mai fost și în alte turnee. Am cântat și cu Doina Banatului, am făcut turnee. Cine era la Doina Banatului pe atunci? Vorbim de 70, anii 70. Era Cristoreanu, Căpețeanu. Dumitru Căpețean. Nea Achim. Gugulan cu Carpu Mere. Valeria Culojoară. Achim Mica de la Obreja. Valeria Culojoară. Și-a venit 76 și Maria Tudor. Maria Tudor. O plecat la Hunedoara, unde am fost și eu. A fost colegă cu mine, Maria Tudor. Da. La Hunedoara. Și după aia, în 74, când m-am hotărât, rămân în Germania. Cum ați plecat în Germania? Așa, pur și simplu, că nu prea erau... De lângă era mine. De lângă noastră, i-ați dat drumul de mână. Am avut 4 ore liber, nu? 4 ore, m-am avut liber și n-am mai știut cum să ajung la autobuz. Și l-am pierdut. Ați avut 4 ore liber în Germania? Da. Ați fost la un spectacol acolo? Nu, la Frankfurt am avut liber. Adică fiecare să-și facă niște cumpărături. Vă întorceați din Anglia? Din Anglia. Aha, deci ați avut o pauză de 4 ore în Frankfurt pentru șoferul de autocar să-și facă pauză de șofer. Când a dus spre Anglia, delegatul nostru a spus, vedeți că când venim din Anglia, tot aici ne oprim. Să nu vă stricați valuta. Că atunci aveai voie să păstrezi, să fii cu banii în România, era interzis. Da. Ce v-ați cumpărat atunci în alea 4 ore de afăină? Eu cu el, cu Blaj din Anglia, mă duc aminte, ne-a luat o pereche de pantofi de lac. Da. Și un ceas Timex. Timex, ei, care era valoare. Automatic. Cum mișcai mâna... Se încărca. Se trecea singur, da. Mm-hmm. Aștia două lucruri ne le-am luat din Anglia. Vi s-a părut ceva interesant. Aveam era în România din astea. Și pantofia de la... Banii. A tot fost banii. Da, ne-au cred că ne-au dat. Șapte lire ne-au dat pe zi. Da. Nu ce că a fost un timp foarte frumos. Adică ați mai apucat să prindeți vremurile acelea la început, când se mai lăsa să se plece din țară, că prin anii 80... Da, numai cu deja adonis, era... Adică numai cu folclor puteai să plece din țară. Sau oameni care aveau cunoștință. Și atunci cum v-ați pierdut așa? Fie vorba, ați avut un prieten care v-a așteptat? Acum puteți să ne povestiți că au trecut ani de zile, nu mai contează. Am avut un telefon la un prieten foarte bun și... M-am dus cu trenul în gară și după aia m-am dus la el acasă, nu era din Frankfurt, era la Ziegel. Mm-hmm. Ce-au zis cândva? Ne-am întâlnit, m-a rămas surprins, oarecum. Și atunci am rămas acolo peste noapte și mâine zi am plecat cu el la un lagăr unde erau toți refugiați. Mm-hmm. Și acolo... Cât a stat în lagăr? 3 săptămâni. Trebuie să stăm până v-au făcut acte, v-au acte, am controlat ce aveți acasă, pe cine ați lăsat, cum era? Nu era așa, Adică erau motive, de ce cauze lăsat, rămas aici. Și ce ați băgat? Motive politice, ce ați invocat acolo? Am spus că sunt catolic și catolicii spun România nu e prea bine văzut. Și asta au prins foarte mult la ele. Și așa după aia... Cum v-ați adaptat? Ce ați făcut acolo prima dată? Ce ați lucrat? Că prima dată am bănuți, fost, să trăiți. Am lucrat, norocul meu, că am făcut școală profesională și am făcut strungar acolo. Și am lucrat ca strungar. Strungar? Da. Uite, în zilele noastre de astăzi, Neafănică, unde mai vedem licee cu școală profesională? Uite, te scotea pe o meserie. Da, aveai o meserie în mână. Și după aia am lucrat foarte mulți ani în controlul tehnic de calitate. Am lucrat. Aveam... Ce controlați? La ce calitate? La? Făceam piese pentru Mercedes, făceam piese pentru toate firmele mari. Deci cam ce a fost aici la uzină, ICN-ul, exact. Având un cetecist, deci erați și dumneavoastră într-o uzină acolo. Toate materialele care treceau de piesele, noi făceam control tehnic și ieșeau afară la vânzare. Mm-hmm. Limba a fost greu să o învățați? Noi am avut noroc că am făcut 3 ani de zile în România, la școală am făcut 3 ani de germană. Ia uzi, și v-a prins bine, chiar s-a făcut germană la școală, că dacă trebuie astăzi un elev că face germană 3 acum, ani, de, doamna nu cred că ar putea să vorbească. De la Roșu, eu am mai întâlnit-o pe doamna învățătoare și s-a bucurat foarte mult, zic,
Ce-a mai rămas noi, limba germană, cine ați învățat? La o oră, că te întrerup puțin, blazen. La o oră, noi când învățam, deși că aveam cinci colegi de la satul veche care erau nemți, dar noi când ziceam, în cor, was ist das? Das ist der Stuhl, sau niciunul n-am început să începe, măcar nemțoicele, să fie început să cântăm în cor. Se enervează învățătoarea, profesoara, și ne-a luat cu bâtul pe fiecare în parte, că vrea mama dracu, da, da, da. Și a spus lui Oleram, care era nemțoică, mă, unul, de ce n-ai început tu? Vă asistați că noi ne-am fi luat după tine. Asta amintiri și am adus aminte lui când la Slatin am sărbătorit nu știu câți ani de la absolvirea ultimei promoții care au fost cu 7 clase, Aghescu. Cu domnul Aghescu de la Reșița, am fost și eu, am fost și noi atunci, presa a făcut mare... Atunci a fost ultima... A fost generație cu 7 clase. Cu 7 clase, da, atunci când ați fost... Atunci eu am fost... Nu, cred că sunt ani de zile de atunci. Sunt, exact. Sunt câțiva ani buni. Și a fost și învățătoarea noastră care... Adică profesoara de limba germană, acolo, cum aduc aminte, ne-am petrecut toți rășul la cămin, acolo, la masă, că era muzică, am cântat cu toți și, da, și vedeți aminte. Ne-a prins bine, deci ceea ce am făcut noi aici, 3 ani de zi, ne-a prins foarte bine, că puteam să citesc, ne puteam să scriu, ne... Ceea ce a fost mai complicat gramatical să învățăm. Am făcut 6 luni. Și familia v-ați format-o în Germania sau ați venit după româncă acasă? Nu, a venit nevastă mea după mine, că am fost căsătorit. Ai erați căsătorit? Da, și am adus-o pe nevastă mea în Germania. Eu am venit cu 3 ani mai târziu. Și cum s-a adaptat? Aveți copii? S-a adaptat, nu aveam copii. Nu aveți copii. S-a adaptat foarte ușor pentru că eu știam, deci i-am învățat la mine foarte mult. Și bineînțeles cu colegii când lucra acolo. Și ce v-a venit acum? Să veniți acasă? Cum? Sau veniți periodic acasă? Am venit. N-ați uitat rădăcinile, adică... Definitiv. Ați venit definitiv? Definitiv am venit. Adică pensia din Germania o cheltuiți la noi, la Lidl aici. La și nu e un avantaj? Păi ba da. Ne puteți spune cât e pensia, așa, de curiozitate? Nu, nu? Să vă spun. Mai mult de 1000, mai puțin de 1000, mai mult de 2. Mai mult. Sunteți modesti. Păi de ce nu? Că sunt mulțumit. Am mai auzit să știți oameni care spun că lucrează o viață dincolo, dar pensia la final nu e cine știe ce și atunci banii fiind de altă valoare la noi în țară, e mai bine să cheltuiți pensia la noi adică, în țară. Sincer să fiu, sunt foarte mulțumit de ceea ce se... Și unde sunteți? La Slatina? Unde sunteți? În Caransebeș? În provincie. În provincie? Francez, da. Da. Păi aveți acolo francez la Slatina, că sunt înfrățiți cu niște belgeni. Da, nu cu ăștia, da, belgeni sunt. Ne-am retras la Slatina pentru că iubesc foarte mult la Slatina. V-a rămas casa părintească, ați avut, da, înțeles că da. Tata noastră a fost primar în sat acolo. Păi sunt la casa lui cumnatul meu, lui Gelu Ghiera. La Gelu Ghiera, fiert. A fost coleg cu dumneavoastră. A fost coleg cu mine la Radio Reșița. Datorită lui am... Făceai emisiunea de muzică populară, da. Gelu Ghiera, și sportul. Îți plăcea foarte mult. Da. Am reluat, deci am venit din nou în artă, în muzica populară, știi? El a susținut foarte mult să vin. Să deci sunteți, ați fost cumnați, adică soțiile sunt surori sau cum? Nu, soția mea e... Sora domnului. Sora lui. Sora lui, da. Și, deci ne cunoaștem de mici. Sfârșit tragic, poate oamenii nu-și aduc aminte, noi vorbim de niște vremuri. Au fost niște timpuri foarte grele. Eu 10 ani de zile n-am putut să cântăm. 10 ani de zile n-am putut să cânt deloc, pentru că am ținut unul la altul foarte mult. Dar în familie a fost foarte bine închegată și am crescut de mici, practic. Ne? Și școala am făcut împreună și viața de acasă. Ne? Și atunci, categoriile, că te leagă enorm de mult toate treburile astea. Ne? Și a fost o pierdere foarte mare pentru noi. Parcă e casa undeva în deal, așa cum te duci de la biserică. Da, mi-aduc aminte, am fost la mormântare. Și acolo sunteți noastră. Și acolo e plăceașul enorm de mult să stea la țară. Zice că ieșim la pensie, să știi, Blaj, din șoprul nostru, din graj, ne facem o sală mare și jucăm tenis. Păi de la Slatina se întorcea la Reșița când a avut accident. Da, atunci a avut accident. A venit să se ducă să culege niște mere, știi, și atunci a avut accident. Ce să faci? O voce viața? Foarte bună în radio. Făcea sportul și muzica populară. Noi mai mergeam în anumite festivaluri în jurul. Mm-hmm. Și de multe ori eram foarte obiectivi. El fiind pe ramura asta
Foarte serios. Unde mergeam, fănică, dăm premiile pe dreptate, gifule, pe dreptate. I-am înțeles foarte bine. Îi plăcea foarte mult dreptatea. Și a fost, și-a fost da. Un om deosebit, deosebit. El a fost coleg de clasă cu soția mea. Da? Cu Maria mea. Da, cu Maria. Acolo la Slatina? Da. Ei erau mai mici ca noi. Știți că am fost la școala la Slatina ieri. O școală atât de frumoasă. Proiecte europene câștigate, au tablă, au calculatoare, laptop, tablete, fiecare copil primesc masă caldă, 190 de copii și școala arată impecabil. Da, noi doi am fost în școala veche. Școala veche. La școala veche, acolo mai în deal. Nu, da. Mai în deal. Unde? Mai spre apă? La primărie, mai în jos. Mai în jos. Da. Deci mai în jos de școală. E o casă parohială și după aia e școala veche. Școala veche, da. Acolo. Acolo am făcut noi. Prima dată, ne. Mi se pare s-a făcut până la 1-4 și acum, sau să face direct la școala nouă. Da, cred că da. Dar s-a făcut niște lucruri foarte frumoase. Și dacă ne întoarcem la muzică, dumneavoastră în Germania ați mai cântat? Ați cântat în continuare? Am cântat. Am avut niște prieteni care cântasem aici în țară și ne-am întâlnit în Germania, fără să știm unul de altul. Și v-ați stabilit acolo în zona Frankfurt sau în altă parte? Nu, eu m-am stabilit la Düsseldorf. La Düsseldorf. Atunci. Și după 5 ani de zile, făcând un concert în Bayer, în Bavaria, văzând ce fain e în Bavaria, că ești aproape Elveția, Italia, imediat ești peste tot, ne? Și multe lacuri, și am zis, mă, poate dă Dumnezeu odată să deschide și noi granițele astea, să avem și noi posibilitatea să venim în țară și e mai aproape, ne? De la Düsseldorf până când veneam la München, sunt aproape 600 de kilometri. Și atunci, într-un concert, eu să m-am hotărât, anul viitor zic eu să știi că vin aici. Am luat legătură cu o firmă și m-am angajat la firma respectivă. Ambițios, tot în control că tehnic. Că ar fi rămas la fabrică acolo cu grea, tot cu în control tehnic, am lucrat și după aia ne-am mutat aici, în München. Și am găsit iar o firmă foarte bună și după aia de acolo am făcut școală tehnică de maestri și atunci am intrat în... S-au refăcut toate astea strungurile pe calculator. Și atunci am făcut un curs și am lucrat în programare industrială. Și ce cântați? Sau la cine cântați? Cântați în baruri? Cântați în restaurante românești? Nu. Erați chemat la petrecere să cântați? La chefuri făceam și atunci în fiecare an sărbătoream de Paști, de Crăciun, și 24 ianuarie ne întâlneam cu toți românii în München, pentru că era centrul european a tuturor românilor. Și am avut ocazia să cunosc foarte multe personalități. Am cunoscut și pe maestatea sa, regele Mihai, cu soția mea. Atunci am fost la Freiburg cu părintele, cânteam la cor, la biserică iară. Și ne-am întâlnit cu foarte mulți oameni acolo. Și au fost timpuri în care, sincer să fiu, am început din nou să cânt. Și ne-am întâlnit și cu prietenii ăștia noștri și am făcut muzică. Și dansuri am făcut, părintele chiar ne ruga frumos, domnul Craie, adevărat frumos, fără băieți. Că știți, se încurcă fetele cu băieții. Și numai fete. Și am făcut ora de la Căpâlna cu ele, am făcut un dans bărățean, o argeleană, cu jocul de doi era foarte greu. Și atunci brâul la fel, dar numai așa, jocuri ușoare, dar a fost foarte frumos, timpul foarte plăcut. Păi v-am întrebat dacă mai cântați, pentru că eu am aici, uite, colegul meu, Doru, mi-a pregătit o listă, noi spunem că sunt dedicații, că poate există vreun caransebeșan, vreun gugulan care vrea să-și dea o dedicație în timp ce vă ascultă. Și nu glumesc, dragi prieteni, pentru că noi făceam des emisiuni din acestea de dedicații, erau oameni care vreau să dedice melodiile dumneavoastră celor dragi. Că tot se apropie Sfintele Sărbătorii de Paște. Și colegul mi-a pus aici o listă tare frumoasă, fiecare cu melodiile lui. Ștefan Isac, pentru tine, Mărioară. Ștefan Isac, mai ții minte, nu? Mândruliță. Avem aici Craia Blaj, am o mândră în Slacina, da? Din Cireș până în Cireș, încă o melodie. Cred că aici, Doru, o să facem așa, acum facem o regie, cam pe la jumătatea emisiunii o să băgăm aceste melodii. Poate că oamenii o să-și dea dedicații pentru cei dragi. Și avem și finalul, foarte frumos, o să încheiem tot cu melodii. Nu o să vă pun să cântați în direct acum, dar dacă simțiți
că vreți să spuneți o melodie sau să o cântați, o frază, o strofă acolo, vă las cu toată da, plăcerea, da. Pentru că live-ul e live, melodiile sunt înregistrate, am înțeles că sunt și recent făcute aceste melodii înregistrate la muzeu. Bun, Neafănică, știm cu toții că melodiile dumneavoastră sunt foarte apreciate. Nu trebuie să vă spun eu acum și nici după 60 de ani să vă ridic elogii, pentru că sunt 60 de ani de muncă în spate și acesta este CV-ul dumneavoastră. Nu trebuie să spun eu sau oamenii cine știe ce cuvinte mari la adresa dumneavoastră, pentru că dumneavoastră aveți muzica în sânge, cum se spune. Nu se poate identifica Ștefan Isaac fără muzica din Banatul de Munte, muzica de la Ilova, de acolo. Uite, acum, poate mi-ați mai spus, dar am uitat. Acum am înțeles că, de fapt, dumneavoastră ați fost, cred că ca și Nicota Voica, dansator la origine, după care a fost apreciată muzica dumneavoastră. Ne-am făcut o emisiune și la Ilova, acolo, pe cleanțul Ilovei. La Ion, la ciobanul nostru drag, care se mândrește cu această meserie. Poate mulți ar zice, uite-l și pe ăsta, cioban, dar să știți că e multă muncă ce am văzut acolo. Da, este. Multă gospodărie, multă muncă, familie de întreținut, animale de crescut și nu oricum, vedeți, cu calitate, pentru că așa se vede produsul finit. Cum ne-au spus atunci, și Ion a fost prima dată plecat în străinătate. Da. Și tatăsul. Și cum s-a putut, de ce aici în străinătate să fac, să muncesc? Hai, pentru alții, vin la mine acasă. Și a venit și a făcut și l-am felicitat, pentru că sunt pământuri care nu mai sunt lucrate. Eu le-am luat, cultivă pentru animale și face treabă bună. Și am spus, Ioane, te felicit. Un sălaș impecabil, cu tehnologie, cu tot ce trebuie, nici nu-ți vine să crezi că ai drum până acolo. Ne mai dezvoltăm și noi așa și păcat că cumva ne ducem spre Europa, spre Uniunea Europeană, cu globalizarea asta, pentru că produsele noastre tradiționale, uite, m-au uitat noastre, v-ați întors la țară. Unde e mai bună brânza, lapcele, decât acasă, de la vacă și de la oaia? E păcat de Dumnezeu să nu ne folosim de produsele noastre, pentru că știi ce cumperi, doamne, știi ce cumperi. Că dacă te duci mai așa în magazin... Mai o în grădină, mai o roșie și... Tocmai, și au alt gust, e altfel. Asta am vrut să vă întreb, ați simțit diferența când a venit acasă, enorm, produsele tradiționale? Anul trecut chiar am făcut primele, cum să spun, paradeis și piparcă în grădină, dau un alt gust, e o altă plăcere să le mănânci. Da. Asta e, pentru că... Fără... Momentan oamenii nu știu să apreciască adevărul, știți? Și de-aia e bine, știi, câteodată să faci tu însuși singur să vezi ceea ce înseamnă să fie gustos și bun. Dar asta e viața mea. Cum să spun, viața merge înainte, ne? Produsele care sunt în magazin. Așa zice maică mea, zice că eu m-am mutat la casa acum ani de zile în urmă, zice maică mea, și am teren. Zic, nu mă pun eu să cultiv, eu abia mă duc acasă, ajung la seara la 7, 8, 9 acasă, mă duc la Lidl, mi-a luat și la revedere. Da. Cum adică să stai tu la casă, să n-ai tu un pătrunjel în grădină? Măcar exact. Un pătrunjel puneți și de la pătrunjel, cum ziceți noastră, se roșii castraveți. Pătrunjelul ăsta și peste iarnă. Da. Acum, primăvară, am luat pătrunjel din grădină. Deci, o supraviețuit și iarna. Deci, e foarte interesant. Că majoritatea zice, iau din pătrunjelul toamna, îl bag în frigider. Nu, a mers și-o pus. Neafănică, dumneavoastră la Reșița, la apartament acolo, da. Dar vă întoarceți cu plăcere tot timpul la sat. Absolut. V-am văzut atâta bucurie când v-am invitat la aceste... De fapt, Ionica v-a invitat și până și pe dumneavoastră. Da, da. De-am ajuns noi la alături de Luminița Verde de la piață. Am ajuns acolo la Ilova. Eu v-am apreciat foarte mult și atunci am cunoscut-o și pe doamna Luminița și am spus, doamne, a fost o emisiune, nu că apreciere din partea mea, dar celor care au vizionat emisiunea. M-am bucurat foarte mult, cum v-am spus, că am primit telefoane de la prietenii mei din toată țara și am spus, domnule, și felicitări, mulți au spus, băi, Fănică, nu te știm de când erai mai copilandru, dar văd că m-a spus să cânt live o melodie. Văd că vocea te mai ajută. Mă ajută, dar nimeni cum a fost ea atunci când am debutat în muzică. Da. Și să mai facem o emisiune. O să vorbim cu Ion, ne luăm și pe Blaj,
acolo mulgimoile. Mai știți, mai știți tehnica asta? Păi să știți, de exemplu, la Căvăran, unde am fost primar. Cât ați fost primar acolo? 6 ani. 6 ani. Și 6 la Slatina. 6 la Slatina. Da. Și când mă duceam ca să iau laptele pentru cote, cum era atunci, un ceferist îmi zice, domn primar, știți cât de greu să crește o oaie? Ia Gheorghe, nu știu. Și nepotul lui era consilierul meu, cum se acum, dar era de deputat. Aia era denumirea. Deputat. În ce perioadă vorbim? În anii? 82, 82 până la Revoluție. Până la Revoluție. Da. Revoluția v-a prins prima. Da, da. Și atunci deputatul nu era remunerat, cum se acum, consilierie. Uh-huh. Era numai mândria că e deputat. Dar făceau treabă, cred că mai mult decât un consilier. I-auzi. De acum. Na, păi pui pe un consilier acum să vină fără bani la consiliu. Are da, nu vine. Nu vine fără bani. Acum cu democrația au asta... Au crescut și salariile peste tot? Da, dar da. Se dă bani din bugetul... Da, o primărie. Da, primărie. Da. Din bugetul nostru, al contribuabililor. Exact, exact. Oamenii care plătesc la... Da. Și Nea Gheorghe zice... Taxe, și impozite. Nea Gheorghe zice, ați venit să luați laptele, da. Zic, da, nu, ei udă contractul de așa, cu greutate. Zic, mătușă, dăm o cotrință, s-o pun în față. M-a dat o cotrință, o bătrână, Titi, lui nepotul. Zic, alege-mă o oaie, să nu fie voastră stângășită, că știți ce aia stângășită, păi... care nu se poate mulge. Da. M-a ales o oaie bună, am pus-o între picioare, mi-a băgat coada-i sub genunchi, ca să nu fugă. Așa se face, da? Da, da. Și cum erau și alți care mulgeau, acolo am și cu amândouă mâini, că la oaie, cu nodul să... La vacă, să la vacă e așa. Și la oaie... ca să prinză, da. Când am văzut Nea Gheorghe, domn primar, luați-l tot laptele. Și oaia și laptele luați. Luați-l tot. Da. Când zic, Nea Gheorghe, pe mine tata nu m-a ținut să merg pe drum. Mă țin, și eu plângeam săracul de mine, de unde a fost Ion acolo, către Vârciorova. Uh-huh. Acolo aveam un sălaș cu 10 lanțe de pământ. Și acolo aveam 5 vaci, unde eu le păzam, și sterpele care nu se duceau la munte, acolo, și meii care... Și eu toată ziua acolo plângeam... Erați la păscut cu animale, atenție, da. să nu plece din zona de pajiște. Exact, nu, dar intrau în țarină. Uh-huh. Și mă țineam la hotarul între pădure și între țarină, să nu intre în pământurile oamenilor. Asta a fost copilăria. Păi cred că cel mai frumos era să cântați acolo, nu? Extraordinar, doamna Cornela, vedeți, de multe ori auzeam copiii cum jucau fotbal. Când era o ciudă, cred că... Gol, copii! Ce merge plin! Când mă duceam acasă, spuneam lui bunica, mamă, zic, tata, pe mine nu mă scucește, toată ziua mă trimite la... Muncă. Acolo la vași, să păzesc vașele. Eu, și eu m-aș juca, mă, ce să faci, lasă, o să ce joci tu, altă dată. Deci, mi-era și eu de atunci. Dar ați învățat și carte, că n-ați putut să ajungeți primar așa doar din, nu, de la coada vacii, nu, să zic nu, așa. Nu, că tata era foarte exigent. Era foarte exigent. Profesorii care i-am avut la Slatina și le spuneam, domnii, la el toți erau directori. Uh-huh. Domnul director, să-l bageți, să-l bateți, ca și cum eu aș fi. Aveam pe profesorul Muțu, îl de matematică. Ăla, așa ne băcea. Cu noagele. Ne dădea în cap, ne lua pe fiecare la rând și ne dădea cu noagele. Și așa, cum buricele acum nu mai e voie să atingi copilul, n-ați văzut? Apar în presă tot felul de probleme de acest gen cu elevi bătuți de profesori, încă de mici, de pe la grădiniță. Profesorul foarte greu actualmente pentru cu elevii la școală, foarte greu, pentru că nu poți să-i dai o palmă, că altfel ești gata, la pușcărie cu tine. Știți că am început și mesajele și o să-mi fac timp să citesc, pentru că oamenii ne urmăresc. Și după aia Nea Fănică, eu tot mă uit pe melodia asta, că tot am vorbit de Ilova, mândra mea e din Ilova. Da. Măcar acolo să audă oamenii aici. Mai trăiește? Mândra din Ilova, eu cum mă atinge, vedeți cum mă atinge, știe el ce știe. Zice așa, Nelu Andrei, foarte frumos, felicitări, domnul Simion Paica, apropo, uite, consilier local, să fie sănătoși, au fost artiști buni, cred că sunt cetățeni de onoare ai Caransebeșului, cred că doar dumneavoastră, nu, dumneavoastră, nu, doar Nea Fănică. Sunteți nou venit, nu se știe. Așa, Elisabeta Tipei, felicitări, Dănuț Crișan. Șefa mea, Dănuț Crișan, da. Felicitări. Îl salut pe Dănuț și
toți membrii ansamblului că eu fac parte din trupa lor. De la Palatul, de la? Palatul Cultural de la Reșița. Aha. Au o formație de dansuri, unde eu cu Elena Cozâltea suntem soliști și Crișan, Dănuț Crișan și cu Ion Gheaur, ei sunt coregrafii ansamblului. Să înțeleg că mai mergeți la concerte, mai aveți spectacole. Sigur, avem și cu ora. Neafărică, dar câți ani aveți? 74, zi bine? 78. 78 de ani, neafărică? Da. Și mai sunteți pe acolo, pe scenă, asta în putere? Mă ține, asta mă ține, doamna Cornelia. Mulți înainte, neafărică. Da. Eu zic că vreau 74, vă dădeam așa. Amândoi avem 78. Extraordinar. Bine, domnule, ai zis că vreo 60 și un pic. Eu n-am 78. Nu? 77. El e vecinul ca mine. 77. În august facem 78. În cât august? În 30 august. În 30 august. Și eu în 16 mai. În 16 mai. Mai un pic bine ziua noastră. Eu sunt mai mare ca el. Da, da, da. Deci faceți 78 de ani în 16 mai. Eu mă jucam în țărână când era. Extraordinar. Deci, Dănuț Crișan, felicitări. Cornel Muntean, bucurie mare să revedem doi cântăreți ai Banatului. Felicitări și mulțumiri celor de la televiziune pentru darul că îl facem celor care iubesc folclorul bănățean și nu numai. Sănătate doresc invitațiilor dumneavoastră. Și noi vă mulțumim și ne bucurăm că ne apreciați, pentru că despre asta e emisiunea asta, despre oameni și despre faptele lor, oameni care sunt dedicați, uite, într-un scop, sunt oameni pe domenii și noastră domeniul ăsta al folclorului. Neafănică, vă auzeam zilele trecute pe acolo prin curtea muzeului, în care vă dojenea așa un solist care spunea că nu, cu Neafănică nu te încurci, la el trebuie să fie impecabilă ținuta, să fie tradiție din vârful capului până în vârful degetului de la picioare, de la opinci, de la costumul popular, tot ce există să fie cu tradiție, exact. Cum e și la dumneavoastră cu sut, cu, nu, de mână. Da, da, da. Și asta zice, este. Nu se poate altfel. Și zice, la festivalul, dacă era în juriu, te taxa Neafănică. Trebuia să fii impecabil. Voce, port, ținută. Ținută, dicție. Dicție. Un cântec, sigur. Așa. Și atunci, la 78 de ani, ne spuneți, ne cântați un pic asta cu Ilova asta, da, că mi-a urmat mie. Cred că asta e una dintre melodiile noastre de referință. Da, mândra mea din Ilova și... Mândra mea e de Nilova, mândrulița mea, mă, își-o purtul, își-o vorba, la 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 e la la la. Mândra mea e de Nilova, mândrulița mea, mă, își-o purtul, își-o vorba, mândrulița mea. E fată din satul meu, mândrulița mea, mă, Ilovana-i mândra zău, la 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 e la la la. E fată din satul meu, mândrulița mea, mă, Ilovana-i mândră zău, la 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 la. Foarte frumos, și acum nu pot să nu remarc că vorbiți cumva generic la mândra mea e din Ilova, dar mă gândesc că dumneavoastră știți exact cu precizie și cu săgeată exactă la... Cu dedicație. Cu dedicație la mândra din Ilova, știa domnul Blaj ce vorbește. Fiind copii, doamna Cornela, fiecare mai avea câte o drăguță. Că așa e normal. Dar nu cum sunt acum. Din dragoste se nasc melodiile cele mai frumoase. Dar nu cum sunt acum, că noi eram mai retrași, parcă ne era frică să, dacă luai pe o fată de mână, să te duci cu ea la cinematograf, care nu era, că era pe Părece filmele atunci, care, sau dacă plângeai undeva la un joc, pe după colț, vino să te țuc. Așa, pe furiș. Acum nu am văzut tineretul, dar acum... Acum n-am nicio sfială. E la liber. La liber. Și că tot am făcut pauza asta muzicală, uite, încă Dalina Crișan, multă felicitări, multă sănătate invitațiilor noastre. Vă invit, dragi prieteni, să dați dedicații care vor rămâne aici scrise și pe care probabil oamenii și cei pe care dumneavoastră îi amintiți o să și asculte melodiile, pentru că facem această pauză muzicală. Nu de alta, dar aveți 78 de ani să vă trageți vocea, nu? Da, nu e cazul, nu e cazul, vă văd în putere. Noi le mulțumim, doamna Cornela, celor care ne... Vă dau mesaje și vă felicită. Da. Spunem aceste patru melodii pentru că facem această pauză să asculte oamenii, pentru că de aia trebuie să se bucure de dumneavoastră. Nu mă bucur numai eu, trebuie să dăruim și oamenilor acest cântec popular întregit de aici, din Banatul nostru de munte. Avem patru melodii pregătite, după care și la finalul emisiunii, pentru că vom reveni aici în studio,
Ca să mai vorbim un pic, ca să ne spuneți dacă vreți, de exemplu, la 60 de ani să faceți o anumită, nu știu, vreun spectacol, vreo emisiune, când se întâmplă treaba asta cu 60 de ani? Vorbim după aceea, după da. Pauza muzicală. Așadar, avem patru melodii, dragi prieteni, melodii pe care dumneavoastră le puteți dedica cui doriți dumneavoastră. Ștefan Isac, pentru tine, Mărioară, da? Ștefan Isac, mai ții minte, Mândruliță. Și avem Blaș Craia, Am o mândră în Slacina. Am pronunțat bine, da, corect, Slacina. Că cam olteancă așa la origine, să nu greșesc. Și Craia, Blaș, din Cireș până în Cireș. Dragi prieteni, audiție plăcută și revenim în emisiune. Nu râzi, nu vorbești.
mâine mândru să mă otrăvești, să mă otrăvești, să mor, mândruliță dragă de-al tău dor. Hai mândru să dăm noi mâna și amândoi să fim la una, ca mândruță noi să ne iubim, că mândruță noi ne potrivim. Și la loc și la sprenșene, ca doi porumbei mândru la pene. Și la loc și la sprenșene, ca doi porumbei mândru la pene. Iată ce melodii frumoase și sunt noi, aș putea spune, pentru că ele sunt realizate chiar zilele trecute la Muzeul Județean de Etnografie și Regimentului de Graniță. Dragi prieteni, poate că ați remarcat frumusețea din curtea muzeului, acolo unde există căsuța pădurarului și cu tot ceea ce înseamnă verdeață.
De fapt, ansamblul Jonii Gugulani v-au invitat acolo alături de ei, pentru că ei au făcut niște filmări cu noi, cu Doru Călina, pentru a fi difuzate pe Facebook-ul muzeului cu ocazia sărbătorilor pascale și la TV Caransebeș. Așa că v-au primit în sânul lor acolo. Ne bucur. Și frumos îmbrăcat în costum popular cu melodii consacrate. Iată ce frumos au fost aceste înregistrări și mai avem un calup la final, dragi prieteni, așa că nu vă țin prea mult pentru că e frumos să se audă muzica dumneavoastră, muzica bănățeană. Și spuneați noastră, mi-a atras atenția într-un articol, nu trăiesc din cântece, trăiesc pentru ele. Asta exact. E un leitmotiv al lui Ștefan Isac. Da. Ce vreți să transmiteți cu asta? Nu trăiți din cântece, trăiți pentru ele. Eu, doamna Elize Stan de la Televiziunea Română, având contact cu toți cântăreții care din România, a spus, sunt cântăreți care trăiesc din muzică și sunt cântăreți care trăiesc pentru muzică. Ștefan Isac este unul dintre varianta a doua, care trăiește pentru muzică. Dar păcat că nu e atât de mediatizat. Mediatizat, da. Pentru că, într-adevăr, vedeți și televiziunile astea, au oamenii lor care, de exemplu, e și acolo pe bază de cotizație, am impresia, Nea Isac. Nu e chiar așa ușor să intri la televiziune. Nu vreau să spun nimic. Păi, nu vreau să spun nimic. Așa se aude, acum nu știu cât e de adevărat. Da. Nu știu mai bine. Eu nu am apar de așa de des cu cotizațiile, cu chestiile astea. Habar n-am cum funcționează. Dar oarecum ca să intre la televiziune, să intre la oră, să știu unde, trebuie să cotizezi ceva. Acum și ei trebuie să trăiască din ceva, nu? Așa este. Dar ce am văzut eu în acest interviu, pe care, sau este ca un fel de CV al dumneavoastră, tare frumos, Ștefan Isac, de 60 de ani în slujba folclorului autentic. Și vreau să menționez autentic, pentru că dumneavoastră chiar mai autentic. Nu mai autentic. Nu v-ați abătut de la drumul ăsta. Nu m-am depărtat absolut deloc. Melodiile pe care le-am preluat de la alții, la bătrâni, de textele care le-am preluat și multe texte ale mele, vedeți că sunt legate de Codru, de munte, sunt de la un vecin de-al nostru, de la Slacina, care a fost poet țăran. Ne-am cu mama soacra mea. Și bucatul de poezii la el. Extraordinar. Un om, cineva de la București a vrut să-i facă o carte. Nu a reușit pe acea vreme, pe vremea înainte de Revoluție. Și am spus lui nepoților, dați-mi toate ce are Moș Pătru, caietele, și eu mă ocup să-i fac o carte, măcar acum în ceasul a 12-lea. Pe scheletul lui Moș Pătru, doamna Anda Cruceanu, cu cunoașteți. Ada Cruceanu, da. A făcut cenaclul poieților condeieni, unde a fost Ion Frumosu, Moșu Pătru Ghera, toți ăștia care. Și popor. Cimpoierii de la Teregova, fluierașii de la Ilova și bocitoarele de la Bânia. Și a făcut cenaclul ăsta Paul Tâlbățu, prezentându-se la Cântarea României, au ajuns până în fața finală, laureați la toate edițiile care au fost a Cântării României, pe scheletul Moșu Pătru. La București, Moșu Pătru a fost chemat alături de alți poeți consacrați pe scena de la Comitetul Central acolo. Și poezia era în grai bănățean sau era poezie clasică? Grai bănățean. Dar cei de la București le-au dat la fiecare actorilor câte un pasaj să recite, i-au dat și lui Moșu Pătru. Și când a fost cineva de la Comitetul Central, de la Propagandă, să vizioneze ce au remarcat fiecare, ce au învățat, le zice, băi, tovarăși artiști, sunteți artiști de teatru, nu vedeți cât de frumos recite bătrânul Ghera? Păi, că nu știu ce. Moș Petre, poți să înveți replica acestora? Domn șef, mă chinui să învăț la noapte, o să-mi dați. Și Moș Petre a preluat textele acelor care și-au învățat. Dimineața, când a fost spectacol în fața lui tovarășul, Moș Petre a recitat tot ce a avut. Învățat și de la ceilalți. De la ceilalți.
venind de la București, au și făcut o poezie cum baba nu vrea să lasă să meargă la București, că el trebuia să meargă la oi, că era cioban de oi, trebuia să meargă la oi, și cum la București au reușit să elimine pe mari actori care aveau de recitat și Moșu Pătru rămas singur pe scenă. El, am avut o primăriță la Slatină foarte bună, doamna Banda, care ținea foarte mult. Eu am avut un sprijin... După Revoluție? Sau înainte? Înainte, înainte. Primăriță înainte de Revoluție. Am avut un ajutor substanțial. Vedeți când era, când venea câte o delegație, de exemplu și domnul Bolda și ăsta de la Dumitru Emilian, care m-a ajutat la dansul tematic, l-am făcut, întotdeauna era foarte atentă. Băi, se ducea la câte unul care avea oi, băi, Petre, ia de seară să vii cu un miel. Și noi la cămin acolo aveam copiii care erau la, în cadrul ansamblului, ne petreceam. Și Dumnezeu să o odinească, adică a fost, ne-a sponsorizat, cum să spun, era mândră. Că până atunci, până n-ajunge eu la Slatina, locul întâi era Teregova. Locul întâi Teregova. Era bătălie acolo, era pe bătălie, sigur. Timișul. Era bătălie, bătălie, bătălie. Și doamna Banda zicea, mă, atâta timp cât Pătru ăsta trăiește, era instructorul de dansuri, ăsta, noi nu avem șansă să trecem mai departe. Când s-o lăsa Nea Pătru, de nume instruit echipa de dansuri de la Teregova, am venit noi Slatina. Noi am fost cei mai buni pe Valea Timișului. Acum arminișanii sunt. Arminișanii sunt cei care... Ca acolo, instructor bun de asta. La noi, da, Mitru e foarte bun. Ce am... Dragonii, am fost foarte, pe calea asta. Am fost foarte trist. Îl salut că ne-am întâlnit astăzi cu el. Dar a venit că vine festivalul la el acolo, la Armeniș. Ce am fost foarte trist după Revoluție, în căminul cultural era plin de diplome. Plin de diplome obținute. Când m-am dus o dată la Slatina, nu mai era nimic pe păreți. Ce acum la Armeniș, ați văzut pe coridor acolo, e plin de diplome. Zic, ar trebui să-și reia obiceiul și să caute, că aveți, aveți la Slatina diplome. Da, uite, vă salută, și, vă salută și zice așa, Bobby Fiant, Ștefan Isac te salută, strene potul lui Moșu Pătru Ghiera, care zice la dumneavoastră. Nicoleta Monica Abălașei, felicitări. Mai avem aici și pe Ioan Minea, zice, soliști adevărat, cu mult succes din partea familiei Mina, a fost coleg cu voi la ansamblu. Da. Îl cunoaște și pe domnul Minea. Vă apucă emoțiile acum și ca să vă mai dau și o emoție, am citit aici la final, Nea Fănică, doar câteva din distincțiile pe care le-ați primit de-a lungul timpului, dintre toate distincțiile primite de-a lungul vieții, patru sunt cele mai importante pentru mine, spuneți dumneavoastră într-un interviu. Diploma de cetățean de onoare al Caransebeșului, de care amintea și domnul Paica, diploma de senior al culturii cărășene, da. Cum sună asta, senior al culturii cărășene, acordată de Ministerul Culturii. Da. Diploma de excelență a televiziunii române, la 50 de ani, acum 10 ani, că deja au trecut de atunci, și distinția acordată de Episcopia Caransebeșului, semnată de Preasfinția sa Lucian, Episcopul Caransebeșului, care vă face deosebit de mândru și cred că le aveți puse la loc de cinste, că tot vorbeam de diplome și distinții în căminul cultural. Așa este. La loc de cinste la dumneavoastră acasă, acolo. Trebuie, să ne, trebuie să ne invitați pe noi acolo, că am mai făcut noi și la domnul Dumitru Toc. Are un muzeu întreg de diplome, de distinții, de premii, de cupe. Cu asta rămâneam în viață, este, cu mândria și cu amintirile frumoase. Nu mi-am făcut, că apartamentul meu e numai de două camere. Și într-o una... cameră aveți numai diplomele. Nu spusă, adică dacă mai aveam încă o cameră, aș fi făcut un muzeu cu diplome, cu costume populare. Și un mic studio, da, de registrare. Un mic studio, da. Acum la bătrânețe, ia spuneți-mi mie... Au rămas amintirile. Pentru că asta vreau să vă întreb. Din ce înțeleg eu, dumneavoastră sunteți apreciați, în special dumneavoastră, că încă sunteți în lumea asta a muzicii și acum, și la 78 de ani. Poate că alții și-au pus de mult vorba aia, este adevărat, cu ele în... Este adevărat, am rămas mai în vârstă, după ce a murit Archeminica, care a fost mentorul meu și cel mai bun prieten al lui, eu a fost Ștefan Isac, și Chepețeanu,
au trecut, s-au dus Cioclodea, care iar cântăresc bun. Te-au rămas melodii, cum să zic, atât de cunoscute. Când spui Achim Nica, spui la Obrăjea într-o grăgină. Sigur. Când spui Dumitru Căpețean, spui Gugulan cu Calcu Meres. Este și un festival acum în care, iată, îi poartă numele. Sunt foarte curios dacă noi doi vom participa la acel festival. Că, de exemplu, fiind cel mai bun prieten al Achim Nica, s-au organizat de către televiziunea Hora Satului. Uh-huh. Ăsta și-a adus cântăreți de la el de acolo, din Sălaj, Coca, și o băga câțiva din zone de acolo. Un alt festival prezentat de Felicia, de la televiziunea... Felicia Stoian. Stoian, da. Și-a adus pe Vasile Cona și Dumitru Teleagă, care nu au avut nicio tangență cu Nana Achim. Și are cântăreții care au fost. Eu mă bucur că, mă rog, au fost... Ce v-a legat de Nea Achim? Ce v-a duceți aminte așa, ceva care să rămână pentru eternitate? Tot în 1964, când eu am debutat, în cadrul casei de cultură, era o formație de muzicanți, de orchestră, care nu reușit la Doina Banatului. Ăștia erau dirijați de Purdelea, tot un dirijor bun. Soliș vocal era Ana Munteanu, care nu era privighetoarea Banatului, era foarte simplă. Devinuța Musteța de la Presian, Ștefan Isac și Nana Achim era cap de afișcă. Atunci Nana Achim în 64 era marele doinitor al Banatului, a țării românești. Și Tiberiuce au fost cap de afiș și cu Nana Achim am început încet și a devenit mentorul meu. Fără nicio, vă rog, nu ca o laudă. Unde am mers eu în partea lui Topița Harghita, l-am invitat odată și pe Nana Achim, nu eu, directorul de acolo. Și rămas surprins de relațiile pe care le-am în zona acolo, care am cântat la un monument istoric, cântec despre tata, trebuia să cânt o preceastă. Așa a spus părintele episcop. Eu se răjam trei mitropolii la noi. Uh-huh. El era acolo. Eu am cântat la izvorul Mureșului, mănăstirea acolo. Nădejdea mea e numai la tine, Doamne. O măicuță zice către director, domnule, cântăresc de biserici? Nu. Îi cântăresc de muzică populară, dar cântă și la biserică. Și când a venit episcopul, îi spune, preasfințite, este un domn de la Caransebeș. Zic, da, îl știu pe domnul Isac. N-ar putea mâine să cânte la monumentul erorilor o preceasnă. Îi spune directorul festivalului, uite, cântă domnul Isac o preceasnă. Și i-am cântat Cântecul despre eroi al lui Nicolae Savău, un cântec extraordinar. Achim era lângă mine. Spuneți-ne măcar o strofă, vreți, mai țineți minte? Era-n vreme de război și-o plecat și tata într-o miercure sau joi, nu știu bine data. Eu eram cât un pitic, stând cu capul oasă, singurul bărbat voinic de la noi din casă. Vorba de războiul și toate astea care... Oameni care au făcut războiul erau acolo în față, plângeau. Sănătate, uite că aveți dreptate, vedeți ce... La ultima strofă, doamna Cornela, nu mai putut să cânt. Am început și eu să plâng după oamenii aceia. O măicuță vine la mine, face, domnul meu, am avut 4 copii. 2 s-au întors acasă, 2 au murit acolo. Acolo, la monumentul ăla, au participat toți românii, toți primarii români. Că acolo, la Harghita, vedeți, sunt români, maghiari, dar la monumentul respectiv, primarii și cu delegații, cu tricolorul, toți primarii români. Nana Achim era cu mine. Și mergând, ei își pusese pe jos ponevi, cerceafuri cu mâncăruri. Oamenii, cunoscându-mă, zice, domnul Fănică, veniți cu Nana Achim la mine aici. Zic, Nana Achim, mergem la fiecare și gustăm câte o țărăță, ne îmbătăm. Bine. Puneau mâna pe Nana Achim și zice, domnul, e chiar Achim, Nica? Dar el, modest cum era, da, eu mi-am zis la Obreaja, eu mi-am zis Achim Nica, eu mi-am zis doinitorul Banatului.
Doamne, Doamne, își făceau cruce, am pus mâna pe chimnica, parcă ar fi fost nu știu ce sfânt. Da? Și zice, măi, Fănică, dar până a murit, zice, cum se face să mai ajungem la plăcinitea? Mergem la Nahimea. Când a murit la Nahim, am vorbit cu părintele de la Obreja, părinte, mergem să-i facem slujba de plecare de acasă și îl ducem la cămin. Casa lui Nahim era pe uliță, nimeni nu se ducea acolo ca să îl vadă mort. L-am dus la cămin în fața scenei și pe un ecran, Titi și cu Doru Bălășoiu au proiectat imagini cu el și castofonul cânta numai doine. A fost ceva, vă spun, pe mine m-a impresionat foarte mult. Când am urcat pe scenă, n-am mai putut să cânt de plâns. A fost pentru noi, ce puțin pentru mine. Și a rămas un festival la Chimnica la Obreja. Da, dar nu a fost festival, doamna Cornelia. Festival și am scris lui domnul primar. Ce înseamnă festival? Festival în limba latină, de la festivus, este măcar minim 2 zile, 3-4 zile. Că e festival de muzică populară, că e festival de muzică ușoară, că e festival de, eu știu... Acum mă gândesc că e și vorba după buget cu Ane Fănică, știi cum se zice? Că n-ai ca în Caragiale, n-ai prea multe. Bun, dar tu nu intitulăm festival. Mm-hmm. Spectacol în omagiu XY. Spectacol omagial. Spus, da. Festival. E foarte simplu de spus, dacă analizezi mai mult. Da. Festival spune altceva. Și am dat... Da, sunt câteva ediții, adică ei se țin de tradiție. Este, acum. Da, este. Și am scris domnul primar. I-am scris și lui domnul primar de aici, de la Caransebeș, că s-a intitulat el un festival aici care și nu era decât o zi. Un simplu spectacol de 2 ore. Așa și păcat să nu portăm mai departe, adică amintirile unui cântăreț enorm de mare. Pentru că datorită lui, muzica populară, să zic așa, bănățeană, doinele s-au preluat de la el. Sigur. Noi ce-am preluat, sigur. Eu și am fost... în special Nicolae Perescu, care a adus banatul enorm de mult în față. Vă referiți la dirijor? Da, dirijor. Mi-amintesc odată, m-a luat fratele meu pe mine de mână și mi-a dus la el să mă testeze. Și eu cântam foarte multe melodii, dar la chimnica, știi? Și am început să cânt și eu în Obreja, într-o grădină și... Bățul și-o noană făcea Nicolae Perescu. Ioane, a chimnica... Dacă vrea băiatul ăsta să devină un cântăreț, atunci să-l cheme Blanș Craia, nu să-l cheme Achimnica Blanș Craia. Da. Și, în orice caz, era un titlu foarte mare, Achimnica. Și de-aia am avut tot un respect și am fost mândru și eu că am cântat împreună cu el. Și când mergeți dumneavoastră acum, de exemplu, în grădină acolo, să vă culegeți roșiile când vă fi cazul sau mărul din grădină, ce cântați? Ce vă place cel mai mult să cântați? Prin melodii auzite și făcute de noi, da. Pădure, solo, pădure. El a debutat și el a lansat-o la Maria Tănase. Vă lansez și o invitație, vreți acum live să spuneți două strofe, așa, o strofă? Păi o să o cânt și cu... O aveți aici? Nu, acum am aici ceva. Aveți pe final, pe malul Timișului, Ștefan Isac, Vino dragă primăvară, Ștefan Isac și Blaș Craia din Muncii Semenic. Și la Negei când mergi pe sate. Pe sate. La Negei când mergi pe sate, acolo ești invitat la lumenul, la oameni, ne? Și fiecare e cu răchia pe masă, ne? Și în final ne? Se dă sarme, se dă crumpei, se dă carne. Nu vreau să vede că vă păstrați bine, așa sunteți fit, adică noi în Germania știut așa la... Păi trebuia să ai o prestanță când mergi undeva, te prezinți la cineva, să... pentru că e și sănătos, ne? Sincer să fiu acum. E și foarte sănătos. Și îmi place foarte mult să mănânc și eu. Dar oarecum există o limită. Înainte de ora 6, noi totdeauna mâncăm și aici, ne-am format orarul nostru. Și... Deci țineți fasting-ul ăla, cum e la mod acum, nu? Fasting-ul. E foarte bine să menține. La mine, fiica mea a zis, mai tată, mai ai grijă, că ai cam luat proporții. Auzi, Fănică, o să fie, să zic așa, aveam o cunoștință care nevastă să era puțin mai voluminoasă, ne știe. Și noi stăteam după colț, ne? Și când apărea, nevastă să zică, băi, asta e nevastă mea. Și a venit cu burta înainte.
Să nu dați nume, să nu dați nume că nu-i nu, bun. Da, uite că tot avem mesaje de la oameni care ne urmăresc. Ioan Vlad, sănătate și fericire alături de asemenea soliști care reprezintă folclorul autentic românesc. Pentru că vorbeam de folclor autentic românesc. Nea Fănică, încheiem emisiunea și vreau să vă întreb doar atât. 60 de ani de activitate în slujba folclorului autentic. Vreți să faceți în acest an 2024 să marcați momentul printr-un eveniment anume, printr-un... Eu mi-aș dori foarte mult, mi-aș dori, dacă cei care sunt și au putere, măcar să sprijine acest spectacol cu toată bucuria și aș avea lângă mine colegii mei dragi și aș invita și alți colegi din alte zone folclorice, nu numai de la noi din Banat, adică din fiecare zonă să fie câte un reprezentant. La cine v-ați gândit? Cine ar putea să vină aici la Caransebeș? De la Arad ar fi Cornelia Ardeleanu, care e de la Șicula, din sat cu Florica Bradu. Uh-huh. E încă în putere, e mai tinerică, sunt prieteni și cu bărbatul ei, da? Din țara, de la zona Pădurenilor, Bogdan Toma, care s-a lansat la Toplița Harghita, unde eram eu în juriu, ca și Stana Stepanescu, mm-hmm. directoarea noastră. Acolo a plecat Stana, la 13 ani, că era două categorii, până la 15 ani și de la 15 ani în sus. Și de la, noi am hotărât juriu, cel mai bun de la amândouă secțiunile, se ia marele premiu. Și s-o dat locul întâi la ei mici, locul întâi la ei mari, locul 2, locul 3. Marele premiu pleacă în Banat. Stana Stepanescu. Bucuria ei. La 13 ani. La 13 ani, da. Și acum v-ați dus peste Stana la Casa de Cultură să-i spuneți, măi Stano, când erai tu mititică... Am făcut atunci, că era și un articol și am scris, dragă Stănica, când eu voi fi un moș bătrân, tu voi fi o vedete a cântecului popular bănățean. Este, da. Nu m-am dezmițit când ai luat premiul cel mai mare la Harghita. Dar vedeți, doamna Cornelia, toți care spun care pleacă, nu spun de unde au plecat. Uh-huh. Spun festivalul Strugule de Aur, festivalul nu știu care de Gâncean. Măi, spune de unde ai plecat, cum am spus eu. De la Casa de Cultură, pe scena Casa de Cultură. De acolo am plecat. Cine a fost în juriu, cine... Și după sigur că m-am distanțat alte festivaluri, alte ediții și... Și ce mai am aflat de la cineva care a scris pe un mesaj, majoritatea cântărețelor spune, eu am cântat de mic. Toți am cântat de mici la grădinițe, la școală, la unde am fost. Atunci era performanță, acolo era de amator. Dar spune de când te-ai lansat, nu de când ai cântat. Da, mulți spun, am cântat de la 13 ani, Stana, da, de la 13 ani s-a lansat, dar mulți dintre cântăreți au cântat de la 12 ani, de la 11 ani, de la 10 ani. Dar înainte de festivalul ăsta pe Stana, ați cunoscut-o la Casa de Cultură sau sigur, nu? Știați? O știam. Știați pe o știam, sigur. I-ați auzit vocea. O luat locul 3, locul 2 la Lucio Viț, o luat la cântăre și plângea. Plângea pe coridor. Plângea de ciudă că n-a luat locul 1. De ciudă, da. Ambițioasă, de mică. Și m-am dus, Stana, nu plânge. Vocea ta promite multe. Uite, Nina Fănică, te iau cu mine la Toplița. M-am dus la Mihailescu, el era directorul Casei de Cultură și a spus, măi, zic... Da, înainte să se reabiliteze sala de spectacole. Da, zic, dă-mi pe Stana cu mine la Harghita. Și o să vedem, vom veni cu un premiu. Păi merg și eu, Luță Bunei fiertat, merg și eu. Și am mers împreună. Coregraful, Luță Coregraful, Bunei. Da. Și uite, când am venit, când ne-am întors cu marele premiu de acolo, da. Și Bogdan Toma tot acolo, pădureanul nostru care... Bogdan Toma. Da. Și dacă ar fi să vorbim la modul concret și realist, să înțeleg că din ce spuneți dumneavoastră, Stana Stepanescu este un lucru bun, că este director la Casa de Cultură, este un solist consacrat, un solist care, uite, la rugă văd că aduce tot felul de nume mari, un... Da, în ceea ce... Sau trebuie cumva să diferențiem partea de management de cea artistică? Da, este să... adică să țină cont și de zona noastră.
să nu îndepărteze, până acum, înainte de a veni Stana, nu știu ce, veneau numai timișoreni aici, soliști vocali, dar tot plecați din zona noastră de aici. Așa. Și că noi avem, uite, acum spun telespectatorilor care se uită, să ne vadă pe noi doi, care ținem morțiși la cântecul adevărat. Și pe lângă noi mai putem să aducem tot bănățeni. Avem pe Ion Alexandrescu de la Vârciorova, un solist foarte bun. Mai sunt niște fete care au fost la filmarea aceea. Ați auzit ce? Tinerici și voce puternică. Și dacă vorbim de cei 60 de ani, când îi faceți? În mai parcă am văzut. Când este? Da, 16 mai. 16 mai. Deci mă gândesc că nu aveți timp să pregătiți un spectacol în 16 mai, dar nu, anul ăsta se poate... Să-l realizăm. Și poate tot prin studioul lui Doru Călina, facem un spectacol. Da, pentru că, de exemplu, vine Timișoara. Felice a fost de multe ori prezenta tot felul de spectacole. Dar n-am ducea televiziunea de la Timișoara. Doru cu fata filmau și dădea filmările pe care Doru le făcea. Care? Păi, dacă îi deci lăsăm ideea și propunerea, nu? Da. Să fie făcut un spectacol. Da. Eu am spus că la noi în Caransebeș puteam oricând de aniversare. Să avem televiziunea noastră. Televiziunea noastră. Avem pe dumneavoastră și ea un mare... Avem, uite, cum putem și noi aici în pe. Nu, este. Eu vă știu, doamna Cornelă, eu vă știu, sunteți o mare specialistă, nu numai pentru Caraș, unde ar trebui să fiți. Ați putea, dar vedeți că noi suntem legați și de șomp. Acum o să zic că oamenii că m-am dat o beră înainte de emisiune, ca să mă lăudați. Lăsați pe alții să ne laudă. Nu, îi spune adevărul, e sincer, ca totdeauna. Să înțeleg că ce ați văzut la muzeu vă da așa energie, oameni tineri, Juni Gugulani, printre ansambluri, avem și pe ceilalți, al lui domnul Simeon Drăgălina, ansambluri bune, de unde pleacă copii tineri, cu dansuri, cu coreografii întregi. La memoria lui Veliș cu Bol, da. Păi, și m-au impresionat enorm de mult. Și dumneavoastră ați fost acolo pe scenă. Sigur. Și mi-a făcut o părere foarte bună despre ea, adică știu ce fac băieții. Și fetiță, este o fetiță trandafir, fetița aia 11 ani. Da. E foarte bună, foarte bună. Și ar fi păcat să nu fie ajutată, că copiii ăștia oarecum trebuie să-i ajute. Da, acum au profesori de canto, merg periodic, vocea trebuie un pic muncită, nu poți. Și are mimică foarte bună, mică fetița. Carla Trandafir, mi se pare, o cheamă eu, fetiță extraordinară. Deci, într-un spectacol de acest gen, ați putea să promovați tinere talente, care să înțeleagă ce înseamnă noi, tradiția. Bucuria pentru noi, doamna Cornelia, este să vină tineretul. Să ne preia. Dumneavoastră ați fost un pic în doliu acum, o perioadă bună, un an de zile. Da. A murit soția, Dumnezeu să o ierte. După o perioadă grea de suferință. 30 de ani de cancer. 30 de ani. 30 de ani, iar ultimii 8 ani am rămas la pat. Mergeam, mă plimbam ca deci să... Deci a reușit să răzbată cancerul timp de 30 de ani, da. Toată lumea, dar și ea a fost atât de puternică. Unde a avut prima dată cancerul? Coluterin. La coluterin. Da. Și a trăit încă 30 de ani. A trăit 30 până la ultimii 8 ani, când a căzut aici pe coridor și nu s-a mai putut ridica, mergând de la Cluj, ne-a spus metastază osoasă și fractură de bazin. Au. Ne-am dus de două ori la Cluj, la medic, și a spus, nu mai veniți la noi, că aveți pe doamna Bengulescu la Reșița. Și atunci am vorbit cu fata, care era atunci purtătoare de cuvânt la direcția sanitară, să ne găsească un apartament pentru noi. Și așa v-ați mutat în Reșița, de fapt. Așa ne-am mutat, exact. Ne-am mutat pentru... Pentru doamna, cum o chema? Maria. Doamna Maria. Da. Și așa v-ați mutat în Reșița și încă 8 ani de zile... Da, am mai dus-o. Doamna Bengulescu i-a spus-o Clara, fiind cadru sanitar Clara, i-a spus Clara, mama, în 6 luni se duce. Clara, de-abia după 2 ani jumate, îmi spune și mie și lui Maria, auzi, mamă, ce-a spus doamna Bengulescu, că în 2 ani jumate te duci. Și am mai dus-o 8 ani. Extraordinar. Deci a avut ambiție să răzbească. Da.
Și acum sunteți singurel. Unde, da, cancer pulmonar, până la urmă, Păi s-a răspândit, așa, încet a mâncat din organism. Da. Și ați fost în doliu o perioadă, de aia nici n-ați... Un an de zile, când la Herculane, la Hercules, domnul... Managerul, de la cultură. Da, de la patrimoniu. O zis domnul Fănică că așa se veniți la domnul director. Vin, dar eu nu pot să cânt. Nu, vii să-ți dăm o domnul diplomă. Domnul Mirea, ziceți. Mirea, da. Vii să-ți dăm o diplomă, că mă rog, ești cel mai vechi membru a ansamblului Semenicu de când s-a înființat, în 69, la Casa de Cultură. Jos unde e expoziția. Uh-huh, galeria acolo, de artă, acolo a fost... Acolo am făcut noi repetiție. Acolo făceam repetiție. Pentru ansamblu Semenicu, da? Din Reșița. 5 ani ansamblu Semenicu a fost la Caransebeș. După care a venit ansamblu Doina Banatului. Da, Doina Banatului era... Înainte? Da, noi eram paralel. Aha. Paralel cu... Deci ați fost la două ansamblu, și la Doina Banatului și la Semenicu. La Doina Banatului ca și colaborator, n-am fost angajat. Dar la Semenicu a fost angajat? Nu. Deci colaborator, și într-o parte și în altă. Ăsta era ansamblu de amatori. Uh-huh. Acolo erau ingineri, muncitori, tehnicieni. Care aveau meseria de bază din ce trăiau, profesie și... seara se făcea antrenamente, adică... Repetițele... Și după aia se pleca în spectacole sau în străinătate. Când aveți prea multe atunci, prea multe ca acum... din acestea extra în care să... Noi am fost ansamblu reprezentativ al județului. Între noi și jurii Sibiului era o luptă... Concurență foarte mare. Ne era frică unii de alții. Dar amândouă ansamblu luam locul întâi unde mergeam. Dar acum Sibiu s-a detașat mult față de noi. Iacă Banatul mai merge, Timișoara, care are ansamblul bune. Și păcat că, de exemplu, la Reșița, l-a luat pe Dragalina, ca simbol, ansamblu Semenicu. Și a spus, domnule, stai, ăsta e ansamblu zestrea Gugulanilor, din Caransebe. Deci ce ansamblu Semenicu? Dar când a fost fostul... Acum recent vorbiți? Da, când a fost manager înaintea lui Mirea, a fost domnul profesor, am un lapsus acum, l-a luat pe Dragalina, formația lui Dragalina, și s-au intitulat ansamblu Semenicu. Mm-hmm. Care se bine, ca să aibă în spectacol. Da. La urmă, e vorba și de bani, pentru că dacă nimeni nu te susține financiar, totuși toate festivalurile astea, toate deplasările copiilor sunt susținute de părinți. Înseamnă că nu există un interes de sus. Deci totul pleacă de la peștele de unde se duc. Dacă nu e interes sus, n-are nimeni nicio plăcere pentru folclor, categoric că nu se face nimic. Poate că și e păcat de Dumnezeu că s-a încercat și reinventarea asta, Doina Banatului, a ansamblului, care e vorba aceea de... Nu se uite că inima Banatului e aici, în Caransebeș, de aici au plecat cele mai mari ansambluri, cele mai mari cântăreți în lumea largă. Cei care sunt la Timișoara, la Banatul, de aici au plecat, când s-a desfășurat în 70. Exact. Toată spuma a plecat la Timișoara. Și soliștii și dansatorii. Doamna Ana Bogatiuș, nu? Florin Iosif. Cornelia Flora zice, mă bucur pentru noastră succes și sănătate. Și mulțumesc. Eu mă bucur că ați fost invitați, ați venit cu plăcere astăzi aici. O salut pe Cornelia din Florea. O știți, da? Și pe doamna Cornelia Flora. Este dintr-o zonă... Fora, de fapt, cred că o cheamă. Fora, da. Fora, da. Din ce zonă? Ardeal. Din Ardeal. Da. Deci se uită oamenii la noi și din partea asta. Da. Mulțumim frumos. Mulțumim că iată, v-ați făcut timp. E început de săptămână, de weekend, nu vineri. V-ați făcut timp să fiți alături de noi, alături de oamenii care ne urmăresc. Sperăm că ne mai vedem. Le mulțumim. Și eu sper, acum că sunteți din nou bănățean, jet pe jet, aici acasă, vă o să tragă neafănică de dumneavoastră, că nu scăpați așa ușor. Nu, am spus acum... Nu mai lăsați din mână. Cum am spus și aici. Cum am spus, acum 50 de ani l-a scăpat 4 ore din vedere, da? Dar cum am spus și aici. Pot să spun că îl cunosc pe Blaj foarte bine din toate punctele de vedere. Nu pot să cred, vă opresc, citiți fără ochelari? Da. La 78 de ani, și doamnelor, de ce vorbim aici? Și consider că dacă rămânea în țară, azi s-ar fi situat pentru cei mai mari interpreți ai Banatului. Și nu numai, datorită vocii lui naturale, cu un timbru
specific, care nu poate fi întâlnit la alți interpreți. Niciodată nu e prea târziu. Și poate că după pensionare va veni în România și automat în vechea sa pasiune. Eu ca și coleg de școală primară și de ansambluri, cu Blaj, mi-aș dori din suflet ca măcar în ceasul al 12-lea el să fie cunoscut atât în țară cât și în străinătate, ca un mare solist vocal. Deci asta a scris când? Că el între timp a venit în țară. Da, când era în Germania. Deci v-ați gândit că odată și odată se va întoarce în țară și iată că s-a întors. Și uite că m-am întors și Fănică nu m-a uitat. Deci vă dați seama de ce prietenie vorbim aici, de ani de zile, 60 de ani de prietenie, de când sunteți? Într-adevăr, mai mult de 60, că 60 v-ați lansat dumneavoastră, da? Din clasa 5-a. Mai spunem încă vreo 5-6. Din clasa 5-a. Cred că ne-am și bătut la școală. Nu. Precis, ai fost dușman. Da, la fete n-am mers. Dacă aveți 78 de ani, de pe vreo 70 de ani, tu vă cunoașteți, da, zic așa. Da, da, exact. Că la 8 ani... Atunci mai sărbătoriți ceva, nea Fănică. 60 de ani de activitate, nu? Folclorică, da, și 70 de ani de prietenie. Sigur, că tot sigur. E vremea oricum, sărbătorilor la, oricum, la noi oricum, în emisiune. Vom fi ca frase Petreuș, unde merge. Ana Babeu, doi oameni minunați. Uite câte mesaje frumoase astăzi. Eu zic să încheiem tot în ritm de muzică, cum mi-am obișnuit pe cei care ne urmăresc astăzi. Le transmitem și telespectatorilor toate cele bune și multă sănătate și sărbători frumoase, da. Pentru că de asta am și făcut emisiunea asta. Am zis, nu pică bine, eu săptămâna viitoare sunt plecată, dar zic, nu pică bine în săptămâna mare, săptămâna patimilor, să cântăm. Da, da. Haideți să o facem înainte ca Dumnezeu să le dea pace și multă sănătate în familie, la toată lumea, știți. Mulțumim, să aveți sărbători frumoase, cu liniște. Și cu tradiție, că acolo la Slatina se poate tradiția, deși Paștele Catolic a fost deja, sunt se mulți... Se vede că la dumneavoastră inima și vorba e un unison așa foarte bine închegat. Mulțumesc și dumneavoastră la fel. Inima. Și vă doresc multă sănătate, dragi prieteni, ei sunt aici alături de noi. Ne-a făcut mare plăcere, ne-a Fănică să vă regăsesc sănătos, că asta e important. Mulțumesc. Să vorbiți, iată, cu sentiment despre vremurile care au apus de mult, dar și despre vremurile astea mai încoace, despre problemele care le-ați avut în familie și da, peste care trebuie să treceți. Să fiți sănătoși, asta vă doresc. Și pentru că voastre, de la o vârstă nu prea vă mai aveți ce să vă doriți decât sănătate. Asta e cel mai important. Așadar, dragi prieteni, încă 4 melodii frumoase înregistrate, nu? Tot la muzeu. Da. În același cadru, alături de Juni Gugulani, care v-au acompaniat acolo prin dans, prin joc, la Căsuța Pădurarilor. Să vă uitați un pic în spatele imaginilor, să vedeți ce frumos în curtea muzeului avem din 1990, Casa Pădurarului de la Marga, donată. Da, da. Și a fost asamblat acolo la muzeu, de asta și a fost ales acel colț de rai din curtea muzeului. Foarte multă verdeață și tradiția acolo, tot ceea ce înseamnă Banat, se Doru, regăsește. Doru este un... Da, ales colegul Doru, unghiul perfect, dar cred că și cei de la ansamblu, pentru că iau colaborare cu muzeu și se pregătesc zi de zi acolo la muzeu. Așadar, Ștefan Isac pe malul Timișului, da, Vino dragă primăvară, sunt două melodii și avem pe Blaj Craia din Muncii Semenic și la Negei este Doină. Da, și la Negei când mergi pe sate, asta se referă de joc și de bucurie, că doar la Negei ce faci decât mănânci, asculți muzică și te bucuri de prieteni și de familie. Toate cele bune, dragi prieteni, noi ne vom revedea probabil până în sărbătorile pascale, însă pentru ziua de astăzi vă mulțumesc pentru atenție. Cornelia Vlaicu, Doru Călina, Ștefan Isac și Blaj Craia, toate cele bune. Și vă las în compania muzicii.